Hai, spune. Bună ziua, domnul Borodaj. Nu mult am primit un apel telefonic de la Zăraiu, că acum din satul Burlacu, de la Zăraiu, care a spus că zic că el se rămânează în satul nou și a să rămânem fără sată, că ea se vorbească cu stăpânii de ieșit de la casa ei, de la casa asta, că se îi aluge. Și ieri stăpânul mi-a anunțat că plecăm de la casa unde trăim acum în raionul Basarabeasca, satul Sabacrie. Aveți înregistrare? Înregistrare? La noi, nu, că e mulțumat telefonul ăsta simplu. Și nu am înregistrare. Și, dar e deșteaptă, e hâtră, face umna. E cunoaște numărul ăsta meu. Că nu înregistrează telefonul ăsta și ăsta și mulțumat numărul ăsta care cu 71 am eu. Și vreau să spun una, că eu nu ne-a făcut probleme. De luna martie mi-a demenit pe rețele de socializare. Prin înșelăciune mi-a chemat la dumneavoastră, mi-a spus că am casa părintească, cunosc problemele dumneavoastră prin 6 refugi la centru de plasament. Când am avut o problemă cu traficul de persoane, mă l-au adus de la Briceni, de la Pidgirnea, eu am văzut istoria, pentru că eu m-am sensibilizat, mă doare inima pentru copilul vostru și mi-a diminuit la dumneavoastră, mi-a tânut acolo la dumneavoastră, am stat în robie la... Păi, ce faci, eu am făcut tot curățel împrejurul căsc, i-am scos tot murdăria din... Dima, dar asta este deja de sute de ori. Da, este deja, da, dar una că e acum tot continuu și ne amenință și ne amenință ca să ne iei fata. Eu am primit amenințări nu odată de la dânsa ca să ne... Tu tipendi o femeie bătrână, nu poți să-i spui și tu să-i suni, să vă felicit cu sărbătoarea, mai moare inima și ei, poate. Da, dar noi acum riscăm să ajungem în stradă cu copii mic de 10 luni. De la un sunet? De la un sunet? De la Osiune, dacă eu zic sunul și vorbești cu stăpânii și o să ajungeți în stradă. Vă dați seama ce faci, ei mi-au mai făcut pe raionul Tătărești, în raionul Căhmul, fac și Tătărești. Am trăit la gaz de la o persoană și tot o sunată și o intimidat persoana. Ce și mi-a spus și vă dau 4 zile să plecați. Nu am plecat de acolo. Pentru că tot e un pus cu rezistență. Nu, ce înseamnă că dacă vă duceți în altă parte, e tot o sună. Da, da, tot o sună și o sunată aveți în Moldova, n-ați trăit. Cum a spus primarul din Burlacu, care este prieten cu dânsa și e consilier în primăria Burlacu sau Burlacu Raionul Căhmul, mi-a spus că s-a șterge pe fața pământului și tot un loc în Moldova, așa și cuvintele că mi-a spus, că dacă a venit și a vrut să am cu dânsa, când Lida nu era acasă, a vrut să am relații intime cu dânsa, dar eu am refuzat. Eu am zis că m-a scuzat de cuvânt, dacă nu vrei să ai relații cu mine... Ei bine, nu mai spune că mi-ai spus, da, și mai departe. Da, sună uitază, și este răzbun acum pe noi, nu știm ce să facem. Eu sună și la rudele mele, intimidează rudele, și mamica mea a amenințat-o tot, o numită vor de murdare. O sună la primărie la Carabeto, că primarul cu moșul meu, o sună cu unchiul meu, îmi spune că n-am nici scăta în raionul Basarabeasca, nici n-am scăta în sat. M-a scos la evidență de la casa părințească unde trăim eu, la bunării mei. Era în viza de reședință, m-a scos de acolo. Tot cu rugămintea ei, sună la rudele mele, le scrie pe rețel de socializare. Și ne luat legătura acum cu sora lui Ludmila și ne intimidează să ne amenință ca să ne iei fata. Că sora mea e asistentă socială, să trimită că vă fac probleme. Dar asistentă socială de aici la Sădaclea, domnul primar și medicul de familie a fost. Am văzut că fata e curățită, e îngrijită, nu suntem bețiri, nu fumăm, nu avem fici de astea, sunt bun, uratul. Nu suntem persoane de este rele, știți? Dar unii merge, iată, unii ne dușim la gază, tot nu stăm unul de zile și e legătura cu persoanele astea în care unii stăm și după asta noi ajungem în stradă. Anunță la poliție, anunță la poliție și declară. Am anunțat la poliție, am dat-o și o judecată la poliție. Am avut judecat cu tot așa. Eu nu știu nimic de poliție, ești inspector de sector, l-a dat acolo o judecată cu daună morală, ieșirul 100 de mii, știi, poștăriță odată pentru 26 de bani, s-a judecat poștăriță. Tot satul Burlacu n-a o ce să vadă, domn Valentin. E tot ce dată a judecat, spilionist care are spălătorii auto și magazin. Eu am făcut ca fi un om și l-ai asistat afacere. O dat special la judecat. Tot în Burlacu, în raionul Căhmul, al civilie. Doamna Natalie, ce-o chiar că o spui și mie. Nimic, tot în satul spune, Dima, de unii vor să apuat legătură cu dumneavoastră, nu știi cine asta. O fi ați dat fugăreat pe stradă și așa și-a fost. Nu mai am făcut curat în casă, am făcut în curte tot. Pe ce ce așa, scrip asta că el, gata, vine și șoțul s-o acasă, trăiască în casa părintească a ei. Gata, că nu are unii trăi băieți, dar băietul ei nici nu grăiește cu dânsa.
Nu ne-a spus că băieții nici nu copii, nici nu comunic cu deja. Eu deci de multe ori spun, când veniți, nu te uita la față, la asta, dar fă eu o foaie și fă contract, pe 3 luni, pe un an, pe o lună. Dar nu, noi n-am făcut ceea și asta n-am făcut niciun contract. Dacă de atâtea ori v-ați ars, la casa cei tot așa au spus că vine, nu știu cine vine acolo și ți-am spus că aștept până a venit și când a venit omul ceală, te convingi că într-adevăr au venit. Nu, la casa și de geamă ei au venit sora ei, Mariana, au venit, îi drept că au venit, dar nu atunci când spune eu că mâine vine sora, dar nu a venit atunci, au venit cu mamuia. Acolo tot a fost stăpâna și eu o recunosc că tot a fost intimidată de mara, că mi-i fugărească de acolo. Nu am aflat tot discoperă. Uite, tot să descoperi, dar voi n-aveți nici o mărturie, înțelegi? Cum eu pot public ceea ce o spus de dânsă dacă voi n-aveți asta confirmări? Poate altcineva. Am avut înregistrări cu primarul, cum am anunțat, am avut înregistrări cu dânsa, dar la urmă să știți, nu știu, telefonul nu s-a deconectat. La ce am dat, n-avem toate dovezi. E pe Facebook, dar în comentarii, tare mult ne învățesc. Nu e să copiază pe Facebook, este veți fără mărturii pe minima de înjudecat, înțelegi? Eu fac declarații false. Eu v-am trimis de unul, niște screenshot-uri pe cum e în amenință, pe Messenger, v-am trimis într-o postare. E scrie comentarii, murdare, despre noi. Dar îmi vinovățești pe voi om de orice. Nu înjosești pe domnul Gheorghe Cafcalic, că a fost banda lui Gheorghe Cafcalic, mi-a dat ajutare. De nu mai mișcat tot, că partidul ăsta e curat și voi îl pomeniți de-mi și-l... Dar eu să negresc partidul ăsta, partidul e nou, e curat, e un lider politic nou. Sunt el cafaluc, că e așa. Ei v-am să vă rog, că ei cu Maia Sandu, ei pasă suror cu Maia Sandu, e pentru Maia Sandu. Eu spune că o scnată de... când eram eu înainte, au spune că... Dar nu pot înregistra telefonul meu deconectat, așa care... Ei găsă un telefon în tățatul de ceva. Dar eu sunt în carantină, nu pot ieși pe aici, dar și zile m-am pus iar în carantină. Nu cred că poliția să te oprească, că duci la un vecin să ceri telefonul pe 5 minute. Nu mi se dă voie să ies mie din curte, așa mi-a spus medicul de familie, primarul mi-a spus că n-am drept să părăsesc, dar și curtea. Dar stăpânul m-a zis că noi în câteva zile când găsăm și părăsim. Mi-a să renunț la... carantină și zic că n-am găsit de azi unii, să mă duc, să ieșim asta. Pas mă pui și am 80, 100 de mii carantină asta, să-mi pui amiendă pentru carantină, când am ținut carantina de asta. Îți spui Dodor, n-a la amendează, și ăla n-a la amendează. M-a mirat să nu-l pomenești pe Dodor, pe toți îi pomenit, și pe Țicu, și pe Maia Sandu, și pe... Da, dar Dodor a văzut la Moldova și nu pune carantină, nu? Ia n-auzi, ia-mi liniștiți-vă voi, că nu va pune nimeni amendă, dar fă ce ți-am spus. Du-te la un vecin, las că eu fi vinovat pentru asta. Și e telefonul și ieși o felicită, îți văd ce reacție fi. Biruiți rău pe bine. Bine, da. O zi bună. Bine.